La mulți ani, dragii mei, sărbători fericite! Iată că astăzi am făcut așa un montaj de relaxare, da? Un termostat de pe blogul lui Nicu Florică, programarea și tot ce am făcut eu aici se datorează dânsului. Display folosit ca se vede în imagine KW4 563 ASA, display cu 8 segmente. LED-urile, bineînțeles, că se pot înlocui cu relee. Iată aici montajul. Filmulețul îl puteți urmări chiar pe blogul dânsului cum funcționează un termostat. Pe scurt, ia să intrăm în meniu. Aceasta este histerzisul. Acesta este pentru heating sau cooling, pentru încălzire sau pentru răcire. Iată, dacă avem frigider, folosim cooling, cool. LED-ul este aprins, da? Acum. Cred că ar trebui să pun pe încălzire ca să vedem și LED-ul. Nu am atins, nu am apăsat butonul în care trebuie. 91, ce facem? Aici 91H, dacă temperatura nu este indicată corect pe display, mărim sau micșorăm numărul până când temperatura din cameră este, până când temperatura de pe display este indicată corect. Deci de aici reglăm temperatura. Asta este temperatura reală. Îmi pare rău, mici mână. Aceasta este temperatura setată. Da, am repetat. Cooling. Cool, da. Să optăm pentru aceasta. Pentru încălzire încă o dată. Odată ce am setat, LED-ul s-a aprins, se va stinge când în cameră va fi 30 de grade. Bineînțeles că este disconfort la 30 de grade, este doar un exemplu. Montajul urmează să fie pus în carcasă, folosesc ca și în schemă LM35, senzorul de temperatură. Schema mea este puțin diferită pentru că iată, eu folosesc pe aceasta cu diode. Unde naiba e? Îmi pare rău. Am arătat un pic altă schemă. Iată. Cer scuze, aceasta este cu cele două diode și rezistență de 18 kΩ. A apărut nemernic asta de ministru al muncii. Să o ștergem de aici. Ok. Același display. Deci funcționează foarte bine, sunt foarte mulțumit. Folosesc un Arduino Nano. Bineînțeles că se poate folosi și Arduino Uno. Cam asta e tot. Mulțumesc de vizionare, toate cele bune. La revedere!